în fața unui dud și ca orice pom și dudul trebuie să, fiind tânăr, trebuie să-i formăm coroana, în special după cerințele proprietarului. Acest dud este chiar în fața unei camere de filmat, care filmează în fața porții și o zonă din grădină, de aceea trebuie în așa fel să-l facem ca să rămână și spațiu de filmat. Cel mai bine este dacă îl facem cu ax central și lăsăm acea zonă, o să fac așa ramurile ca să fie o zonă prin care camera să poată pătrunde să filmeze. Bun, ce vom face? Vom alege în partea de jos, vom alege când facem cu ax central, neapărat trebuie să avem în partea de jos niște ramuri mai mari principale. Vom alege pe aceasta, o vom tăia ca la orice pom la 40, vom elimina concurența, vom tăia începi, tăiem începi, tăiem începi, aceste creșteri mai mici le lăsăm. Așa, deocamdată. Următoarea ramură va fi aceasta. Tăiem aici concurența, tăiem aici ca să fie prelungirea șarpantei, ce e pe partea deasupra ramurii tăiem. Bun, în partea aceasta facem o scurtătură ca să fie semi-șarpantă. Da, aici vom alege o altă ramură, dar pentru care așa creșteri drept în sus, noi tăiem aceste creșteri și chemăm seva în partea aceasta, tăiem în încep, tăiem, eliminăm în această zonă, da, și aceasta, următoarea șarpantă va fi aceasta, tăiem la fel, la 40, eliminăm concurența, ce merge spre interior, eliminăm concurența, așa, aici tăiem încep să avem o creștere. Bun, în această zonă trebuie să fim atenți la cameră și în această zonă vom alege această șarpantă, prelungirea șarpantei la 40, concurența o tăiem, eliminăm, concurența eliminăm, ce merge spre interior eliminăm, ce merge spre interior eliminăm. Aici vom avea o altă șarpantă, tăiem la 40, eliminăm concurența, tăiem ce merge deasupra, iar în această zonă, fiindcă vine chiar la cameră, ne uităm cum să fie la cameră bine, da, vom elimina această creștere, că prin această zonă camera va filma. Vom tăia ce merge în sus, vom elimina, deci în mod special lăsăm această cameră să își facă lucrul ei. Bun, aici o să eliminăm această ramură, pentru că vom face etajele mai sus. Da, aici vom face o nouă șarpantă, pentru ca să putem tăia aceasta, vedeți, creangă o tăiem pentru cameră, ca să poată filma. Altfel am fi lăsat-o, dar în această situație o tăiem și alegem pe aceasta. Așa, ce mergem sus? Tăiem concurența, tăiem concurența, tăiem. Bun. Observăm o creștere foarte mare, care se apropie la jumate axul și nu avem voie. Aceasta, fiindcă este foarte groasă, intră în concurență cu axul, o eliminăm. Niciodată să nu lăsăm o ramură se apropie de jumate cu axul. Bun, acum o să facem la ax următorul etaj. Aici vom alege următorul etaj. Fiindcă aceasta este pe aproape, le eliminăm, eliminăm ce crește drept în sus, așa, și vom alege aici, pentru că avem nevoie ca și camera să poată prin această zonă, vom tăia aceasta și vom lăsa aceasta, pentru că are o creștere
în partea aceasta, tăiem, deja nu tăiem la 40, ci tăiem deja mai sus, să aibă o creștere mai slabă decât ramurile de jos. Așa, aceasta o eliminăm, tăiem și aceasta, tăiem și așa, aceasta o eliminăm, aceasta este prea robustă, o tăiem în cep, prea robustă, o tăiem în cep, aici lăsăm o altă șarpantă la etajul 2. Asta o eliminăm, că este prea robustă și asta va fi următoarea șarpantă. Bun. Așa, aceasta e concurența, o eliminăm. Trebuie să redresăm axul. Și atunci cum vom face? Aceasta este prea robustă, o tăiem încep să avem creșteri mai mici. La fel, aceasta o eliminăm pentru că avem aici pentru șarpantă. Așa. Asta la fel tăiem încep. Și pentru că nu vrem să crească mai sus, nu mai tăiem axul principal și atunci el se va opri și va comanda mai jos la noi creșteri, după care vom face următorul etaj. Aceasta iarăși o tăiem că este concurentă. Aici mai avem o concurență, tăiem așa, aici la fel, așa, aici va fi următorul etaj. Axul principal nu-l tăiem pentru că tăindu-l el va crește încă pe atâta și se va înălța mai sus, nu vrem să se înalțe mai sus și atunci el se va opri acolo și va da noi creșteri și acolo va fi ultimul etaj. Așa arată un dud care n-a fost tăiat de la început, l-am tăiat. Și încet, încet îl ducem spre o formă care să ne placă. Mulțumim pentru vizionarea acestui videoclip. Pe curând!